săptămână fierbinte, pentru că sunt semne clare că pe scena politică se pregătesc mutări mari. Circulă de pildă cu insistență acele informații despre o remaniere extinsă a guvernului sau chiar despre înlocuirea premierului Grindeanu. A existat pe piață și această variantă. Este foarte important de văzut ce efecte va avea noul scandal provocat de publicarea discuțiilor dintre comunicatorii PSD exact din acel moment de maximă tensiune provocat de ordonanța 13. În aceste zile totul pare să se desfășoare după scenariul atac urmat de contraatac. Și atunci, sigur că îți pui întrebarea. Cine sunt taberele aflate în război? Sunt chiar în interiorul coaliției de guvernământ? Sunt în interiorul PSD? Există acolo personaje care joacă pentru alții? Și dacă da, cine sunt aceste personaje? Doamna Gabriela Firea, primar general al Capitalei și vicepreședinte PSD alături de noi la subiectiv, vom vorbi și despre București, pentru că există niște proiecte extrem de interesante și importante și au dreptul cetățenii din București să știe aceste lucruri. Așadar, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Primele întrebări vor fi politice, evident. Inevitabil. În calitate de vicepreședinte PSD. Zvonurile astea, cât de conturate și cât de mult reflectă ele o posibilă realitate, acestea cu niște schimbări în guvern? Este destul de dificil să comentezi presupuneri, bănuieli, zvonuri, dar se spune cel puțin și se și dovedește că nu iese fum fără foc și cu siguranță există anumite aspecte care vin din domeniul realului și nu al imaginarului. Certitudinea este una fără echivoc, pe care pot să o exprim și eu în această seară, și anume că în această perioadă se realizează o evaluare a activității guvernamentale de la învestirea în Parlament și până acum. Este normală această monitorizare și acest paralelism între programul de guvernare, viziunea politică ce a fost câștigătoare în alegeri, practic care a dat guvernul format din PSD și ALDE, și ceea ce s-a reușit să se rezolve, să se implementeze în plan concret în ministerele care formează cabinetul. Dacă nu ar fi această evaluare politică, ar fi o bilă neagră, pentru că ar însemna că tot ceea ce am promis românilor a fost doar pentru perioada de competiție electorală și acum nu mai suntem atât de interesați de aplicarea acelor măsuri. Evaluarea aceasta, în ce constă ea concret vorbind? În ce constă concret și cum se face și de către cine? Este normal ca această evaluare să o coordoneze, să o realizeze președintele partidului, domnul Liviu Dragnea, pentru că este persoana cea mai autorizată și care a și coordonat echipa care a realizat programul de guvernare. Prin urmare, este persoana cea mai îndreptățită, cea mai legitimă să știe punct cu punct ce este... E singur în această întreprindere președintele PSD sau are o echipă? Întotdeauna domnul Dragnea a lucrat în echipă, doar că domnia sa și-a asumat acest rol care este și riscant, după cum ați văzut câte îi se întâmplă destul de des și chiar în ultima perioadă, pentru că nu e atât de ușor și nu ești lăsat să-ți desfășori activitatea în liniște și armonie când ești președintele celui mai important partid politic din România. Importanța nu ne-o dăm noi, ci ne-o dau cetățenii care au votat masiv programul nostru de guvernare. Și atunci când ești în poziția de a fi liderul celui mai apreciat partid din România, clar că, din nefericire, suport și consecințele celor care nu politica văd cu ochii buni. Dură. Politica este dură. Foarte dură, nu dură. Bun. Cum pot să spun din interior, nu că a fost jurnalist. Okay. Dar din moment ce există o evaluare, înseamnă că pot fi făcute schimbări de la foarte mici până la extrem de importante, în funcție de ce rezultă din evaluare. Există la limită posibilitatea înlocuirii întregului cabinet cu tot cu premier? Orice am spune noi, ceilalți membri ai conducerii Partidului Social Democrat, cei care suntem în biroul permanent național sau în comitetul executiv, prin prisma responsabilităților pe care le avem, ar fi nepoliticos față de președinte și am anticipat practic rezultatul acestei evaluări.
Dar întotdeauna și la cum îl cunosc pe domnul președinte Dragnea, nu cred că va face rabat de la caritate. Nu cred că va fi extrem de îngăduitor sau ar lăsa pe mâine ce poate să facă azi, și anume dacă va constata că în cazul unor domenii de activitate lucrurile ar fi putut să meargă mult mai bine, mult mai dinamic, și că sunt anumite rămâneri în urmă care nu pot să fie recuperate, pentru că despre acest lucru este vorba. Chiar dacă, să spunem, într-un domeniu de activitate s-a încercat aplicarea programului de guvernare, dar dacă ritmul nu a fost unul susținut, dacă deja sunt întârzieri, este puțin probabil ca acel coordonator, să spunem, de minister să mai rămână acolo. Mai poate să recupereze ceva. Și iar echipa este un să tot. Mai rămână acolo. Așa cred în acest moment. Bun, și este, este și o problemă de management guvernamental, iar fiecare membru al echipei, am spus tot în cadrul unei emisiuni a postului noastră de televiziune, ca și o echipă de fotbal, fiecare membru al echipei este la fel de important, iar reușita acelei echipe depinde de fiecare în parte. Nu pot să fie 2-3 vârf de lance să muncească până la epuizare de dimineața până noaptea, să aibă rezultate, să riște. E o situație reală asta pe care o descrieți? Da, iar în alte situații lucrurile să nu stea la fel. La cine vă referiți când spuneți că este o situație reală, vorbim de 2-3 vârfuri de lance doar? Din punctul meu de vedere, cred că un minister care funcționează peste capacitatea omenească de înțelegere, pentru că managerul său muncește, așa cum descriam puțin mai devreme, cu abnegație, cu profesionalism și fără măcar să-și menajeze sănătatea, este Ministerul Dezvoltării Regionale. Doamna vicepremier Sevil Shaide aplică în totalitate ceea ce prevede programul de guvernare, are grijă de comunitățile locale, tot ceea ce a făcut în aceste luni se va vedea în continuare în lucruri bune pentru toți românii, pentru că multe din proiectele de la Ministerul Dezvoltării sunt deja începute în aceste luni. Sunt absolut convinsă că activitatea în acest domeniu va continua așa cum este ea acum, pentru că, repet, este la capacitate maximă. Sunt motoarele turate la maximum aici, nu mai ai cu ce să intervii. Ok. Eu urmăresc declarațiile cu foarte mare atenție și vă mărturisesc că nu urmăresc doar declarațiile cu mare atenție, ci și ce transmit oamenii prin mimică în momentul respectiv. Domnul prim-ministru Grindeanu, sigur că a fost, e normal, când sunt zvonuri de remaniere, să fie întrebat fiind premier. Iată cum a răspuns la întrebarea despre remaniere. Remanierile nu o să le discut înainte de a le discuta cu liderii coaliției și nu o să le fac la televizor. Mi s-a părut cumva stânjenit domnul prim-ministru Grindeanu, dar poate să fie o apreciere subiectivă, nu? Precum titlul emisiunii. Spuneți de antrenor și de echipă. De regulă în fotbal, primii care plătesc nu sunt jucătorii, este antrenor. Este o situație similară? Antrenorul ar putea să zicem că ar fi primul ministru. Jucătorii sunt miniștri. Într-adevăr, oricât de mult s-ar strădui un coordonator de echipă să găsească, să spunem, anumite rămâneri în urmă doar prin prisma evaluării unui jucător, pentru că tot făceam acest paralelism cu o echipă de fotbal, cel care plătește de multe ori este, sau de fiecare dată, este coordonatorul acelei activități. Fie că este vorba despre un antrenor, fie că este vorba despre un ministru în cazul unui minister, sau, tot pentru că acum discutam la nivel general, primul ministru al unui cabinet care nu în totalitatea sa a avut rezultatele așteptate, în primul rând de populație. Pentru că, să ne înțelegem, această evaluare nu este realizată de dragul de a merge pe ideea unei monitorizări politice a unui guvern. Dar guvernul este politic, nu este un guvern tehnocrat. Nu, și prin urmare, răspunde politic și în momentul în care guvernul face altceva decât a asumat partidul politic împreună cu aliatul său principal ALDE în fața electoratului, înseamnă
că lucrurile nu merg în sensul bun, în sensul așteptat de români. Dumneavoastră, de vicepreședinte, din conducerea partidului, din această perspectivă, din zona conducerii partidului, care este în momentul de față relația dintre președintele PSD Liviu Dragnea și premierul Sorin Grindeanu? Cum e acum relația și, sigur, poate ne comparați cu momentul în care domnul Grindeanu a fost nominalizat premier? Domnul Dumitrescu, adevărata relație dintre președintele Liviu Dragnea și premierul Grindeanu o știu doar ei doi. Nu avem noi ceilalți cum să știm chiar 100% adevărul. Dar știți că era o sintagmă devenită celebră, emisă de la vârful politicii românești: privesc cu atenție și îngrijorare. Mi-aș permite să parafrazez: privesc și eu cu atenție și îngrijorare faptul că acum câteva zile domnul președinte Dragnea a spus la un post de televiziune că premierul nu se mai consultă cu domnia sa cum o făcea la începutul guvernării, de fapt la momentul la care a preluat mandatul, și că nu se mai întâlnesc atât de des ca președinte al formațiunii politice care și-a asumat simțiți acest program de guvernare. Că e o problemă aici? Din perspectiva vicepreședintelui. Clar că este adevărat. Ce motive ar fi avut președintele să dezinformeze? Sub nicio formă. Ce motive nu ar fi cred avut că a lansat în spațiu public un neadevăr. Să se distanțeze de la consultările astea. Motivele pentru care suntem în această situație nu le cunosc, dar mi-aș dori să le știu. Pentru că, repet, mă îngrijorează dacă premierul nu mai are timp pentru a se consulta cu președintele partidului, având în vedere, repet, că este un guvern politic.